up through the night. I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler time. Bună seara, Alex. Te salut, Tuschi. Bine ai venit, Robert, Kame, Petri. Vă salut pe toți. Te salut, Ciprian. Opa, stați puțin că am o mică problemă. Acum am observat-o. Bună seara, Dau, Antone, Luca, Car, Ciprian, Robert, Petri, Bogdi, Ciprian, vă salut pe toți. Și categoric nu pot să schimb camionul de pe acum. Opa, stai să-mi așez brațul. Da, e schimbat. Nu m-am așteptat la treaba asta, uite. N-am luat în calcul chestia asta. Ah, uite, și de aici e schimbat. Ok. Ce am făcut aici? Pe ce apăs, frate? Să-mi spuneți când apăs pe tastea iurea. Pe L trebuie să apăs acum. Ok. Perfect. Cred că pot să dau un pic mai așa. Mă las un pic mai în jos. Uite așa. Eu zic că e ok și așa. Haideți să-i dăm drumul. Să dau muzica mai încetul. Nu se aude motorizarea, în schimb. Opa. Ia să vedem, mai facem setările, audio. Aie, aie, se aude acum, gata. Sunt în Spania, haideți să vă arăt unde mă aflu, bla bla bla, fac 2 metri, tot mă opresc, Valencia. Uitați aici la Valencia, scrie acolo Contreras, nu știu ce naiba. A venit Moș Nicolae și la Suceava, a venit la mine cu o cola. La voi cu ce a venit? Uite, la fetița a venit cu ciocolată, multă ciocolată, de acum nu mai doarme la noapte. Ok, ne asigurăm. Păcat că n-am reușit să pornesc live-ul exact când am intrat în joc, era ceață, era splendid. Încă mai rămas un pic. Ia uitați-vă. Încă se mai vede o leacă ceața, dar era criminal, frate, când am început live-ul de frumos. Ok, intrăm în cabină. Ce camion urmează? Păi, o să rămân și o să afle. Ok, la tine cu 5 DLC-uri? Hai că am pus pilotul automat acum. Să mă mințin în 60. Încât pot să iau curbele destul de ok. Încât să nu mă răstorn pe aici. Cristi, da, avem firmă pe Traxbook. Te salută, Răzvan. Ok. Da, și de la cursa 15 schimbăm și încărcătura. O să avem alt tip de remorcă. La mine o surpriză că mă cheamă și Nicolae. Opa, frânăm aici. O lăsăm un pic mai ușor. Mă bucur că sunt singur pe aici, adică văd că mai scrie câte unul altul, dar n-am pe nimeni în față. Veți trece pe lemne. Te salut, Cătă. Te salut cu respect, mă dă. Da.
Ia uitați-vă ce curbă, ca să vă dați seama. Opa, că am luat-o prea rapid, mai trebuia să mă aștept un pic. Frumos, frumos tare. Ia uite că vine cineva din față, intrăm în cabină. L-am blițat, ia să vedem. Turci, ăștia sunt turci. Ia să vedem dacă mă aud băieții. Stai să-mi trag microfonul celălalt. Salam aleikum. Și băieții îmi răspund: așa li salam, da n-am, mâncați așa. Mulțumesc frumos, Adrian. Păi voi goliți toată Bucovina. Nu, 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 deloc, Toschid, nu, chiar deloc nu e afacere bună. Wow, wow, wow. Ai văzut la tipul ăla, mai avea un pic, un pic mai avea și era cu roțile în sus. Eu am încetinit, eu am zis să vezi dacă nu intră în remorcă la mine, să vezi dacă nu. Dar n-a fost să fie. Așa li salam, dar n-am. Ok, lăsăm ușor. Oho, am luat-o pe de-a dreptul. N-am avut încotro. Te salut, Ida. Ce curbă sunt ca pe cheile cazului. Nu neapărat, dar se grăbea prea tare. Adică chiar în curbe de genul e dovadă de prostie. Poate e șofer bun, dar... l-am prins în momentul cel mai prost din viața lui. Ok, aici am dat-o la maxim. Credeți-mă, dacă o mai lăsam un pic, mi-era frică că o agățam. Și o agățam urât de tot. Ia să vedem acum. Oh, te salut cu respect, Muso. Vin salam cu 5 lei. Dacă ne-ai spune și nouă de care e, de vară, de Sibiu. Și hai să vedem, totuși, până acum câți... What? Am crezut că e o mașină. Nu, no, e un indicator. Câți kilometri avem cu acest camion făcut până acum? Hai să vedem. 17.700. Chiar îmi pare rău să renunț la el. M-am învățat cu el, chiar m-am prins drag. Oh, am atins-o. Da. Eu și acceleram și viram. Deci eu le făceam pe toate. 3 în 1. Mai lipsea o chestie să mai fac. Să mai pun și frână în timp ce acceleram. Te salut, Andrei. Vă salut pe toți, spune Iosif. Oh, bună seara, Ovidiu. Ovidiu, tu ești înaintea mea, nu? Ai făcut cursa asta, nu? Ia uite ce frumos e pe aici. Oh, oh, frumusețe, frumusețe rară pe aici, atât. Și la ce număr de curs ai ajuns? Eu acum da, sunt la cursa numărul 14, începând cu cursa numărul 15, trebuie să schimb camionul. Unde este asta? În Spania. Un pic mai încolo de Valencia. De Valencia sau de Barcelona, nici nu mai știu. Da, dacă derulez un pic, pe la începutul live-ului o să vezi că am prezentat harta. Nu am jucat deloc Maricel ATS-ul, deci n-am nicio părere. Că nu l-am încercat. N-am încercat nici noul DLC. Deci am înțeles că sunt două DLC-uri. Accesorii de cabină și DLC-ul de hartă. Deci n-am încercat nimic. Nici măcar nu le-am cumpărat. De ce să mint? Și cred că mă opresc aici cu cumpărăturile pentru ATS. Dacă nu sunt jucător de ATS, acum sincer, mă atrage grafica și atât. Nu neapărat camioanele. În afară de Mac,
nu mai știu un camion care să-mi placă așa de mult. Deci nu mai cum Mako a jucat pe acolo, cred. Hai să mărim. Hai să... Dar nu, nu-mi dă voie. Limite de 60, auzi. Tențele perfecte, salut Sebi, te salut Ruben. Până acum cumpăram tot ce ieșea de acolo. Acum dacă eu o să doresc să fac giveaway-ul de Crăciun, am zis că nu mai cheltuiesc niște bani, îi păstrez mai degrabă și fac acel giveaway. Trebuie să ajung în Franța, la Brest. Să spunem că plec din Barcelona sau Valencia, bar n-am pe unde. Acum mă jur că nu mă țin. Hai să vedem. Dacă dăm de aici, să vedem. Uite că oricum trecem pe acolo și aflăm mai exact unde mă aflăm. Acum nu se vede. Văd numai garaj în colțul ăla. Da, este foarte frumoasă. Credeți-mă. Ok. Pe aici e limită de 60, ești nebun? Că tot dau să măresc viteza și nu mergem. Da, Sebe, multiplayer. Te salută, cringe. Nu știu când o să mai joc și altceva. Te salut, Alex. Acum sunt prins cu Traxbook-ul și cu cursele acestea. Și chiar nu mă gândesc la alt joc. Mă gândesc să fac cât mai multe curse. Să nu rămân în urmă. Că oricum am rămas coadă. Am văzut și băieții ceilalți, mă ajung din urmă. Deci chiar și noi veniții au băgat la curse, frate. Am înțeles că ultimul venit, am înțeles că e pe undeva pe la cursa 7. Eu sunt la 14, adică el a venit astăzi. What the fuck, adică ce e neregulă cu mine? Pe cuvânt. Oricum, pe băieții prinde chestia asta cu profilul și asta mă bucură foarte mult. O, blondul drăguț, te salut, te salut. Mulțumesc frumos. Ok, hai să-l mărim. I-am dat în 80. Hai să-l mai mărim în 90. De acum sper că nu mai întreabă decât cu barierele. ...89, hai că îi mai dau un pic. Hopa, hopa, că eu mă uitam la kilometraj. E suficient atât. Pentru promo, da, Daniel, trebuie să ai toate DLC-urile. Daniel, să știi că și asta e opțiune, să stau noaptea asta. Pentru că este mod de hartă. Te salut, Adrian. Și cred că trebuie să o iau pe aici. Opa, mi-am dat seama în ultima secundă, să zicem așa. Harta am prezentat-o la început de live. Acum nu pot să mă opresc. Sunt pe multiplayer, trebuie să opresc camionul. Stai să mișc brațul ăsta încât să nu mai mă incomodeze aici, atem. Te salut, Anton, salutare, Alexandru. Păi ce să fac, vampir? Uite, cursez aici, atem. Uite că am intrat în oraș și acum pot să vă arăt unde mă aflu. Valencia. Uite, pe lângă Valencia mă află. Scoatem GPS-ul. Ia să ne uităm. Este setat la 95 de km la oră. De acum când ies din localitate, îmi dispare limita de 60. O să urce singur. De o perioadă umbli doar cu Manu. Acum e ultima cursă cu Manu. Teoretic ar trebui să fie ultima. Când ajung în Brist, descarc și mă duc la dealer și-mi iau altul.
Acum să vedem câți bani o să-și am. Da, după cum se vede, cu 60 ăsta mă rupe pe aici. Gata, am ieșit. Uite. Speed limit 90. Te salut, Andrei. Te salut, domn șofer de tir cu marfă. Mulțumesc frumos, Victor. Te salut și eu. Hai să punem și GPS-ul acesta, să vadă viteza. Te salut, Andrei. Te salut, David. Mulțumesc frumos de like-uri. Chiar vă mulțumesc frumos. Un minut, scrie sus. Să mai vedem pe ce mai scrie pe indicatoare către Zaragoza. Oricum tirul este prestabilit, adică nu pot să iau alt tir. Te salut, Denis. DAF sau Mercedes-Benz? Pe cuvânt, e una și aceeași pentru mine, pe de-o parte. Sunt foarte diferite, dar ca și motorizare, la cum trag, mi se pare una și aceeași. DAF-ul mi se pare puturos, Mercedes-ul și mai puturos, acum nu știu care e mai puturos din cele două. Andrei trebuia să fac în seara asta, dar sincer, n-aveam stare, n-aveam răbdare să fac roleplay. Mii de scuze dacă vă așteptați la 5M acum, dar chiar nu mă simțeam în stare. Oricum o să mai fac și o să fac în curs săptămâni în cazul acesta. Să văd când mai am posibilitatea. Sper aici să nu mă răstorn. Hai că am luat curba cu bine. La limite. Nu, Andrei, sunt în Spania încă. Da, tu schimbi. Încărcăturile sunt generate, camioanele sunt definite. Știi, cumva trebuie să cumpăr acea marcă de camion și acel model de camion. Rest și paint-ul. Un singur paint avem voie, restul ce ține de accesorii, fiecare face ce dorește. Oli, da, așa este, ciocolățică. A venit moșul, moș Crăciunul de ciocolată, știi, cu bomboane. Oricum ea se bucură din orice. Încă nu știe ea. Încă nu știe, dar s-a bucurat, ceea ce contează cel mai mult. Dau un Volvo de 760 pe un MAN de 550. La schimb, faci bani din I5, din Y, din ce? Din YouTube? Da, Mihai, categoric. Un YouTuber de succes ca mine nu are cum. Adică, da, de ce? Ce întrebare? Da, categoric. Eu sunt salariat. Deci eu la sfârșit de lună mă duc la YouTube și este statul de plată. Am și normă, îmi ține protecția muncii la 3 luni, cum să nu mă accidentez pe durata live-ului. Uite, chiar m-am tăiat la limbă și a trebuit să merg să mă consult la un medic încât pot să-mi fac meseria mai departe. Sunt testat la 2 luni de COVID, ca să nu infectez abonații mei cu COVID, deci sunt multe, multe norme pe care eu trebuie să le îndeplinesc. Dau cu subsemnatul la poliție din 6 în 6 luni, că n-am părăsit țara. Deci, sunt multe lucruri pe care trebuie să le îndeplinesc.
Plus că o dată pe an trebuie să merg iarăși la Google și să îmi renuiesc contractul cu clauze de confidențialitate, cu bla bla, acum m-am îmbâlbuit, înțelegi? Deci și odată la 3 ani trebuie să mergi din nou cu diplomele ca să vadă dacă n-am plagiat diploma, știi? De bacalaureat și așa mai departe. Deci credeți-mă, o strictețe de neimaginat. Încă un lucru pe care trebuie să-l fac de fiecare dată când sunt polițist de un, când sunt oprit de un polițist, trebuie să spun că sunt YouTuber. Nu știu, asta specifică în contractul meu de muncă. Deci dacă mă întreabă cine ești, sunt YouTuber. Vrei să-ți fac un live? Spune, dacă vrei îți fac imediat un live. Nu te pune cu mine, că te ia mama lui proces verbal. Știi ce zic? Cum descarci Mordor? Prin download. Pentru DLC-uri, ceva DLC-uri pentru... parcă este Raven. Raven e chiar aia portocalie din parbriz pe care o folosesc eu. Are mai multe accesorii de cabină. Te salut, Rareș. Ți aud de o pisică... Da, frate, vrea să părăsească camera. Auzi tu că ai apărut pe live. Puffy? Puffy? Ai apărut pe live. Te-am făcut vedetă. Da, categoric. Trebuie să mă ridic de la scaun, ești nebun. Încă mi-aună că eu nu aud, că eu am căștile. Hai că îl trag pe dreapta în cazul acesta. Mamă, și când aveam porțiunea aia cea mai dreaptă și cea mai bună din tot jocul, ești nebun? Și am revenit. Acum să vedem noi cum facem. Gata. Ne uităm în oglindă, am zis. Putem intra pe bandă. Perfect. Putem pune pilotul automat deja, ia uitați-l. Și să-l mărim. Ok. Încă o treaptă. Îl dăm atât. Hai că îl lăsăm la și 5. Perfect. Pisica pe care ați auzit-o se cheamă Puffy. Că era foarte, foarte pufoasă când era mică și așa am zis, să-i zicem Puffy. Cristi, o tonă de flori. Momentan cărăm o tonă de flori, că noi am început cu motorizarea de 320. Și o tonă ne dădea dificultate. Te salut, căptanul. Nu, Marisel. Chiar la 100.000 de abonați să primesc bifa, recunoștință din partea YouTube-ului, niciodată. Acum, pe bune vorbind, văd și eu cum cresc în ultimul timp și nu, n-am nicio șansă. Adică nu mă încadrez în tiparele YouTuberilor de succes, ca să zicem așa, lăsând Caterinca deoparte. Deci dacă nu te promovează un YouTuber mare și așa mai departe, nu ai nicio șansă, știi? De unul singur, fără să te alături lor, chestii de genul, nu, n-ai cum. A mea are 10 ani? Păi a mea cea mai veche, chiar nici nu știu, să mă iert, Victor, dar chiar nu știu cât are, cum o cheamă. Stai că am pe Puffy, pe Tali, Tali cea mai nouă, are 3 ani. Și cum se cheamă, pe Cici. Cici nu știu, are ceva ani oricum. Are vreo 5-6 ani are, sigur. Puffy are și ea 3 ani. Da, astăzi vine capitanul. Acum, când termin cursa, trebuie să schimb. Cristi, nu sunt plătit să spun marca de țigări, deci până atunci mai durează.
pune-l-o. Înțelegi ce zic, nu? Nu fac reclamă. Aici să vedem pe unde trebuie să o iau. Trebuie să țin banda drept înainte. O să vedeți, o să vedeți care. Da, am trei pisici în apartament. Opa. Ia uitați-vă. Mamă, ce mișto e chestia asta, ia uitați-vă. Vedeți? Nu știu dacă v-ați prins, dar eu o scad din pilot automat. Ceea ce mi se pare super tare. Eu nici mai apăs accelerația. G29 e volanul. Da, și de acum hai să o accelerăm. Să vedem până la cât i-am dat. 88. Hai că mai dăm. Încă una. Perfect. Te salut, Octavian. Nu știu, te descurci greu? Nu, nu, mă, nu e greu. Pisicile de obicei trăiesc independente, știi? Atâta vor... mâncare, apă și litiera, știi? E greu că trebuie să faci foarte des curat ca să nu ai miros. Atâta, unicul lucru e și blana, frate. Cu blana n-ai cum să scapi de fire, de păr. N-ai cum, e peste tot. Da, corect, corect, nu, te cautez la... Eu vreau să păstrez manul și să pun șofer pe dânsul, dar acum vom vedea, dacă îmi permit. La câți bani am eu acolo, ar trebui să-mi iau tot ce îmi doresc. Dar să nu uităm că trebuie să măresc garajul. În primul și primul lucru ar trebui să fac 180.000, se duce pe extensie de garaj. După care cred că o să-i pun fel și fel de brizbizuri pe deasupra. Opa. Nu o frânez în timp util cu... Ba da. Băi, frate, ce am mers, ești nebun. Hai să-i bă, accelerăm acum. Eu n-am pișcat deloc frâna, ești nebun. Și uitați, am dus-o 96. Uitați, 95. Ești nebun? Deci deloc n-am pișcat frâna. Dar ce, mă pune să mă întorc? Păi de ce n-a zis că făceam o românească aici, te ești nebun? Hai că o lăs eu mai ușor. Uite aici. Opa, am frânat-o eu. Ca să nu mă duc până în partea cealaltă. Capitanul acum, sincer, nu vreau să mint, dar trebuie un setup mediu height ca să poți să-l joci foarte bine și să se miște decent. Uite, de exemplu, vreau să vă spun un lucru pe care eu nu rămân dezamăgit pe de o parte. Dacă scoateți anti-aliasing-ul ca să aveți mai multe FPS-uri, o să vă lucreze placa video mult prea mult. Uite, eu până acum am folosit, am scos anti-aliasing-ul și credeți-mă că am rămas dezamăgit de performanțe. Aveam multe FPS-uri, dar se vedea mai prost și temperaturi mult mai ridicate în Eurotrack. Și de asta vă spun. Deci mare, mare atenție cu chestiile astea. Mai degrabă joc în 60 de FPS-uri și știu că totul e decent. Stă în parametri buni, temperatura al procesor, să spunem că am 60 de grade. Dacă debifez anti-aliasing-ul, nu e activat, în creștere la 70 de grade. Pentru ce? A,
Ai, că a trebuit să frânez aici, te-ai nebun. Mamă, cum se vede înainte, zici că se determină pământul. Cine a zis că pământul nu e plat, frate? E plat, uite că s-a terminat aici. Asta zic și eu, Octavia. Am făcut un test fără să vreau. Și azi am luat decizia să bifez anti-aliasing, adică să meargă în 60, constant. Și ce să vezi, frate, că e mult mai bine. Da. Dar ce am zis, anti-aliasing-ul sau V5? Tot timpul le încurc, mă jur, tot timpul mă încurc cu ele. Vertical 5. E plat ca apa Adorna. Bună seara, drumuri bune. La țara, dar la țară e altceva, că le dai drumul. Deci e una să stai cu ele non-stop în casă. Cam 2000 de lei pentru ETS2 la grafică bună. Deci eu, ca să zic așa, în componente de PC, aș recomanda o placă de 6 GB RAM. Asta ar veni un 1060, eu vă spun pe bune, un 1060 cu un i5. Ar merge foarte bine. Mai ales că urmează versiunea de 1.40, care am zis că e un upgrade foarte important pentru grafică și pentru luminositatea jocurilor. Deci am zis că acolo adaugă și mod de grafică, oare mod de vreme și cum se cheamă, HDR îmbunătățit. Și pe lângă HDR și luminositate mult mai puternică, ceea ce lipsește din joc acum. După care o să apară Iberia. Deci toate chestiile astea am înțeles că se vor întâmpla cu aproximație prin luna februarie. Adică poate în ianuarie să adauge sau în februarie 1.40 beta și mai durează vreo lună de zile, deci în martie ar fi să apară Iberia. Ăsta e un pronostic. Întâi să vedem versiunea de 1.40 că apare și după aceea cam o lună de zile o să apară și versiunea oficială. Octavian, uite că aici te contrazic, pentru că acum de sărbători procesoarele Intel au fost mult mai ieftine decât AMD-urile. Au fost la reducere. Deci mă face să scot Reshade, o să merite. Nu știu dacă o să renunț vreodată la Reshade, la Eurotrack, sincer, pe bune. Sunt multe setări din Reshade pe care Eurotrack încă nu le poate face. Și tot timpul este loc de îmbunătățire la joc. Și berea martie? Ah, ok. Deci am avut și eu dreptate pe jumătate. Ia să vedem la cât îi dau. Îi dau la 36. Hai să vedem. Am timp să trec? Da, hai să accelerăm. Mărim pilotul automat. Perfect. Mai descădem o treaptă, perfect. Acum nu știu, poate că ar trebui să-mi dau eu drum, să-mi dau traseu pe drumuri naționale, să nu mai dau de bariere, că pe autostradă la ei se plătește orice. Deci nu, numai pe drumuri naționale nu sunt bariere prin Franța. Hai să schimbăm banda. Pe aici trebuie să schimb direcția de mers.
Hai să o dau un 70. Oare cu 70 mă descurc pe aici? Ce 70? Că am dat-o în 60. Și acum pot să o măresc. Și acum pot să o măresc iarăși. Atât. Da, nici nu... AGL, cred că spuneam. AGL-ul. Wow, te salut. Nu, nu mai sunt în Spania. Eu consider că nu mai sunt în Spania. Sunt în Franța. Voi spuneți că sunt încă în Spania? Băi, frate, dacă sunt în Spania, e tragic. Eu credeam că și termin cursa, ești nebun. Ia să vedem. Da, frate. Băi, eu încă n-am ieșit din Spania. Mamă, deci am debaxat aici atât încă o oră de acum. Dar măcar traseul este frumos. Hai că pun pilotul acum. Mai dau un pic. Uite așa. Hai să merg pe banda mea. Să pun GPS-ul ăsta măcar să văd curbele dinainte. Gabriel, poate te ajută băieții, că eu unul sincer nu știu să te ajut cu boost FPS. Și ce camion vrei să-ți cumperi? Victor, rămâi aproape și o să afli. Poți să mergi cu GPS-ul încorporat în camion. Eu îl țin mai mult să văd kilometrajul. Și pe distanță mai lungă, da. Cel din camion nu văd kilometrajul. Adică mie mi-ar place un Mercedes, că văd kilometrajul în bord foarte bine, știi? Sau un Renault. Renault iarăși are afișat digital kilometrajul. Cred că ceva de genul, Cristi. O să adauge cu siguranță. Încă mă gândesc că au început să lucreze la treaba asta. Deci cu siguranță eu cred că o să adauge și așa ceva. Și mă gândesc când o să adauge chestia aia, o să fac un fel de premii sau să-ți dea un camion premium, știi? Pentru Season Pass. Eu asta mi-aș dori. Ei când o să dezvolte un Season Pass pentru jocul acesta, că e cu putință, deci categoric e cu putință, că îți dă remorci, Season, cum se cheamă, pass de alea, știi? Deci atunci crede-mă că jocul va exploda. Va fi mult mai interesant. Să ai remorci, chestii de genul. Accesorii. Am descoperit mana. Deci eu îmi doresc. Îmi doresc foarte mult. Și cu siguranță o să adauge și mă gândesc că o vreme cumva că o să și ningă chestii de genul. Un calendar, cum s-ar spunește. Da, aia mai mult pentru single player, nu cred că o să fie posibil pentru multiplayer. Dar acum ține foarte, foarte mult de cei de la Trackers MP cu Season Pass-ul. Dacă poate să primească licență sau ceva de genul de la SCS. Că aici e problema cea mai mare. Jocul este a SCS-ului, Trackers MP, înțelegeți voi, nu e a SCS-ului. DP e neba.
ce la level 15 îmi spune să pun cod? Pentru că ai jocul demo poate sau n-ai versiunea cumpărată? Habar n-am. Da, mă gândesc tot la fel ca tine, wow. Poate o să adaugi un calendar și o să joci pe ce anotimp vrei tu, știi? Pe ce dat, cu anotimpul. Cum e, de exemplu, pe Fernbuz, dai în ianuarie ninja, știi? Aia e partea, e zăpadă peste tot, aia e partea cea mai frumoasă. Te salut, Ionuț. Sper că am luat-o bine, da? Salut, Florin. Cumpăr joc să nu-ți mai de ceară codul. Mai ales că acum a venit Moș Nicolae, poți adus CDK-ul, nu știu. Uite-te, te rog, în cizme. Ce mai faci, Flash? Flash, îmi pare rău să spun, dar eu voi părăsi frăția Manului și mă voi duce pe frăția Scania. Ai luat bani până pe 21. Nasol. La 96, ok. Din greșeală, Flori? Te salută, Minecraft. Oh, Alex, cu respect, te salut. Am fost o leacă pe afară. Ah, la desene, eu am scăpat, am scăpat. Am scăpat ieftin astăzi, pe de o parte. Nebătut, nemâncat. Ia ce mișto și melodia asta. Te salut, Ștefan, direct în el. Baltic Sea e, da, e deasupra României, ca să spunem așa. E cu Lituania, Estonia, țări de astea cu care mai mă știu eu, Finlanda, Rusia. Și chiar știți ceva care va fi următorul DLC după Iberia? Despre ce DLC va fi vorba? Chiar sunt curios. Pe unde umblu? Prin Spania. Am trecut de Spania, uite, acum iar nu mai știu. Bayonne. Asta cred că am trecut, frate. Sper că am trecut de Spania. Sunt Franța de acum. Dă, Doamne, Doamne, ajută. Hai să vă arăt camionul. Ultimele momente cu dânsul. Îl vom schimba, ne vom lua adio. O să-mi angajez primul șofer pe dânsul. O să fac tombolă, extragere, ca să nu uităm când termin cursa. Și vreau să văd care va fi câștigătorul acestui man. Îl dau unui abonat, va lucra pentru mine. Deci cine vrea să se înscrie la toată treaba asta?
Mâine nu știu, Victor. Balcanul cu Serbia, Bosnia, Croația. Știu că sunt foarte multe bariere pe acolo și nu mă atrage deloc. Ce camion la început, ca și Volvo. Are cea mai mare motorizare de la bun început. Hai că l-am oprit. Ia uite ce mișto se vede pe aici, ceața și așa mai departe, ești nebun? Ia uite-te. Ia uitați-vă. Foarte frumos, din punctul meu de vedere super tare. Trebuia de ca să mergem cu manul? Nu, nu. Ok, Victor, o seară plăcută să ai. Mulțumesc frumos de like-uri, băieți. Chiar sincer, uite, aproape am ajuns la 100 de like-uri. Chiar voi ce părere aveți de man? Cum s-a comportat până acum? Adică pe mine unul m-a uimit. Fiabilitatea. Fiabilitatea și consumul. Cu Scania mă aștept oricum consumul să fie peste 40 tot timpul. Deci rar să-l văd la 39. Dacă am banchete, categoric, uite. E full option. Ca să știi, îl dau cu tot cu pressure. Te salută, driver. Deci, categoric, îl dau cu tot cu pressure. Pressure și castafon. Ăla e pat. Da, da, e tip banchetă, adică voi îi spuneți pat, eu îi spun banchetă, eu oricum nu știu cât de comod e. Acum ce consumam? Hai să vedem. Aproape 30, uite, 29,9. Mi-a crescut mult consumul, că i-a mărit și motorizarea. Acum am motorizare de 400 pe el. De la 320, uite, 400. Asta e. Nu are voie pasagerul să stea acolo. Nu, nu are voie. Numai să doarmă, nu? Are cola? Nu, nu, nu. Are o cafea. Și mai am 600 de kilometri. Hai că-i facem repede. Te salut, Cristiane. Ia să îndepărtim, să îndepărtez un pic microfonul, să-mi trag scrumiera, să-mi iau cafeaua. Să văd combustibilul, pentru câți kilometri mi-ajunge. Să văd dacă mai trag în peco sau nu, că mergem pe mod sărăcie, să economisim bani. 1200 distanțe, eu mai am 600. Perfect. Așa rămâne. Mai trebuie un GPS pe parbriz. Eu am mai zis-o de ce. Îl țin pentru kilometraj. Să văd kilometrajul cu cât merg la oră. Iarăși
Hai să o frânăm. O dau ușor. Mamă, ce sensibil e butonul ăla. Stai că acum nu mai văd cu cât am pilotul automat. 44. Ok, dăm 35. Se ridică bariera și o accelerăm. 70, 80, 90 și 5, gata. Am setat pilotul. O, Gianni, și ție la fel, Gianni. Ce fac, cum ți-ai personalizat numărul de la camion? Acum n-am camionul personalizat, din câte știu eu. What the fuck, că m-ai făcut să mă uit. Nu, nu, e de ea și de unde am garajul. Pentru personalizare pe World of Track. Acest cont nu este sincronizat cu World of Track-ul. Dar va trebui să-l sincronizez pentru că toți ceilalți colegii mei au numere personalizate. Și va trebui să-mi personalizez și eu. Uite, de exemplu, sper că nu greșesc, Trică ar trebui să aibă SV03 BKV, Romeo ar trebui să aibă SV02 BKV și tot așa, eu ar trebui să am SV01 BKV. Dar o să o fac și asta, pe multiplayer îmi dă eroare, deci va trebui să o fac pe single player, să sincronizez profilul cu World of Track. La tine nu știu, recunosc că nu știu Flash al câtelea. Ar trebui să fie, cred că al 8-lea. SV08 BKV. Sper că nu greșesc. Și chiar Flash, pe unde ai ajuns? Uite că tocmai mă uit și văd că Trică a terminat ultimul cursa până acum și a ajuns și el la Sumic. Băi, frate, acolo a fost cel mai mare probleme. A, deci am știut, vezi Trică? Trică, auzi, mă pomenește Trică acum. Vezi Flash? Plecam din Germania, parcă. Oricum, la un moment dat o să ne intersectăm pe drumuri. O să vezi. O să fie și trase unei când o să ne întâlnim din sensuri, știi? Tu te duci, eu mă întorc și tot așa. O să facem și chestii de genul să fie posibile. Să fie mai plăcut jocul, știi? Nu tot pe... Să nu ne vedem. O să vină vreo 5 sau 7 curse aproximativ la fel, pe același trasee. Băi, nebunesc cu barierele vieții. Te rog, când mă opresc să mă înscrii, Alex, și nu spama. Ia să vedem dacă pot trăi și fără chestia aia. Uite, pun ăsta aici. Ia să vedem. Ia să-i dăm așa. Te salut, Daniel. Bună seara, Silvestru. Te salut, Nela. Unde mergem? În Franța, în Brist. Te rog să-mi aduci aminte înainte să schimb camionul, ca, na, descarci și după aceea poți să-ți arăt. Că până acolo n-ar trebui să mai opresc, știi? N-am oprire. Combustibilul mi-ajunge. Deci o să fie totul super ok.
Cel mai tare lucru Nel a fost când am plecat din Spania. Traseul din Spania a fost super tare. Acum prin Franța e nasol că merg pe drumuri, cum se cheamă, pe autostrăzi. Și pe autostrăzi sunt bariere. Cursele le-ați luat de pe job pe Traxbook? Da. Ce lucrați pe partea finală? Ah, deci vor fi adăugate Octavian și Trez noi. Uite, de exemplu, pe 1.39, mă jur, cât am făcut eu live și așa mai departe, cât am jucat, eu n-am fost pe cale. Că ar trebui să fie noul cale acolo. Ce i-a dat Adrian, frate, să mă ajungă? I-a dat cu 120, cu 110, scuze, cu 110. Lotus, accelerăm. Bag eu frână. Mai au puțin, Octavian, eu n-aș spune că au reușit. Din punctul meu de vedere, totul a rămas default. Adică, dacă, na, eu nu prea joc pe Germania, de ce să mint pe DLC-uri? Mă jur că nu prea am fost. Dacă e, merg numai pe cale Duisburg, zona aia. Dacă tu zici că s-au refăcut așa de multe, uite că eu nu am observat treaba asta. Sau n-am băgat de seamă. Ia să vedem. Cât îmi arăt acolo? 95, perfect. Altă barieră, ești nebun? Intrăm pe autostradă, de aia avem barieră. Trecut de asta, băi, ești nebun? Nici mie nu vine crede. Băi, am dat drumul și la ștergătoare, la de toate, ești nebun? E perfect, Alex. Mă bucur că ai reușit să te descurcat. Ce arăți setările de la început de live. Da, nu, eu am mai zis-o. La mine nu e un secret ce setări am. Că nu există secrete de obicei în Eurotrack. N-ar trebui să existe, zic eu. Bă, ești de bun. Altă barieră. Urăsc Spania. Nu știu dacă v-am mai zis, dar e ură Spania din cauza barierelor. Băi, o chestie mai urâtă decât bariera nu există în Franța, din punctul meu de vedere. Băi, ești nebun.
Le detest. Deci nu vine a crede, am făcut 19.000 de kilometri cu Manu. Fai, să-mi bag picior. Ce ciudat mi se pare fără. Nu știu, eu nu prea sunt atras de mă duc cu zăpadă. Vezi totul alb în fața ochilor. Nu vezi un copac, nu vezi o frunză, nu vezi o iarbă, nu vezi nimic. Adică numai alb, mi se pare penibil. Na, e punctul meu de vedere, știi, dacă ar ninge, ar fulgui, aș mai zice că ar fi ceva mai interesant. Dar așa numai alb pe jos, alb pe stânga-dreapta, e sinistru. Iar negru jocul, știi, devine. Five-M-o o să joc zile următoare iarăși. Da, e unic, un Frost Twitter-ul. Da, chiar sunt și eu curios de acum câți kilometri mai am până la destinație. Să schimb și eu camionul. Să ajung și eu să conduc Scania. Serverul de promo. Hai că nu mai e mult oricum. Dacă mai am maxim 200 de kilometri. Da, că a apărut Canada. Sper că nu greșesc. Nu e nicio problemă, Daniel. Na, odihnă plăcută. Am zis la început, învață să fii atent. Nu știu, motorizarea o vedem atunci. Chiar sincer nu știu ce motorizare o să pun. Adică nu știu nici măcar ce încărcătură am. Trebuie să mă uit la încărcătură. Te salută, Danone. Am lemne? Scania Streamline. Pe ce server? Titan, cred că se numește acum serverul. E un server nou. Acolo am garajul, cum s-a spune. Pe Titan. Acolo am roleplay-ul cu mecanic. O frână, 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 că nu mai ține cu retarderul frânare. Ești mare mafiot în lumea auto. Înainte făceam bișniță cu capace la roți, știi? După aceea am trecut pe ștergătoare. De la ștergătoare am trecut și la vintil. Ce să zic, mă știi o țară întreagă. La un moment dat aduceam din Germania, cum se cheamă, camere pentru roți. Dar acum că nu mai folosește nimeni, na, îți dai seama, am făcut un ban doi, dar asta e. M-am reprofilat acum, acum aduc becuri LED. Cum are remorcile Jvețe Müller? Păi am cumpărat DLC-ul. Te salută, Valentin.
Mie mi se pare printre cele mai tari. Mie mi se, mă atrage mai mult decât Cronul Schwetzemüllerul. Mi se pare mult mai frumos. Salută, Denis. Când schimb camionul la finalul cursei. Ce de el ție? Și Schwetzemüller. Nu am Instagram, Darius. N-am nici TikTok. Am doar Facebook. Și nici acolo nu prea intru. Dacă stau toată ziua pe YouTube și e suficient, nu mai întreb celelalte. Câți kilometri mai am? Sper că 150. Mi-e și frică să mă uit. Regele șoselelor.ro. Hai să ne uităm totuși. 160, vedeți? Băi, ce-a... Îți da dracu la kilometraj. Ultima cursă a manului. Scuze, am Scandinavia DLC. E de hartă Scandinavia, nu e de remorcă. Am vrut să-ți dau tag. Alex, rămâi, rămâi aproape și o să afli. Că nu mai e mult. 100 de kilometri, 150, îi face în 5 minute, ce să mai... Dacă nu dau de bariere, că dacă dau eu iar de bariere, cum văd în față acolo, cu siguranță se lungește la 10. Stai poftă, gamer. Modurile din descriere sunt pentru 1.38 și 1.39. Ai camer pe 1.39. Vizi, ca să-ți iei altul? Nu. Sper că nu. Sper să-mi pun șofer pe el. Trebuie să măresc garajul în primul rând. Până acum sunt în parametri cu banii, știi? Adică mă încadrez. Ar trebui să am cam minim 200.000 pentru camion. Ca să pot să-i adaug și ceva tuning. Privind că e Scania, totuși băgăm ceva frumos pe dânsul. La fel ca mine, Minecraft. Ce simulatoare am mai jucat? Uite-te pe canalul meu, dar și o să vezi că cu toate am făcut live-uri. Angajăm șofer cu sau fără experiență, salar nu se știe. Foarte bună, îmi place. Îmi place cum arată Alex, pe cuvânt. Adică îmi place și interior și exterior, mai ales modul. Că doar cu moduri am jucat. E super tare. Da, chiar, uite, e bună întrebarea asta cu actorul ăla. Chiar arată foarte bine. Da, faza e că e foarte detaliat pe interior. Chiar îmi place foarte mult când se vede. Darius, la fel, o seară cât mai plăcută să ai. Păi Mercedes-ul în general sunt puturoase. Pe bune acum. Deci aici cineva și-a luat țeapă. Ți-ai luat teac, Adrian, ți-ai luat teac. Hai că am văzut că vii înapoi, te-ai mărtit acolo în sinceratoriu și ai făcut la a doua ieșire. Bag magnetul. Și bețișoare. Bețișoare în ochi.
Denis, hai să fim sinceri acum, nu sunt chiar așa de rele Mercedes-urile. În general, cam toate camioanele nu sunt chiar așa de rele, dar ce le vezi că încă se vând și încă sunt pe drum, înseamnă că... Adică cineva care a dat bani știa pe ce a dat bani, adică se merită. Na, că șoferii se plâng, na, asta e, frate, na. Înțelegi, nu toată lumea își permite Mercedes E-Class, ca să zicem așa, în turisme, în autoturisme. Na, alții își mai cumpără o Dacia, alții își mai cumpără un Renault, își mai cumpără un Volvo, mai cumpără pe dracu, știi? De astea, după gusturi, na. Dar oricum, mie îmi plac foarte mult cum arată pe interior. În general, Actros-urile astea arată foarte bine. Te salută, Univers. Flash când o să primești tu magnet. Asta o să primești când o să... Cum se cheamă? O să primești tu Ascania. Până atunci trebuia să venim cu magnetul de pe frigider de acasă. Eu ți-am zis, fără magnet nu te primești. Dar am uitat să te verific la bagaje. Dar atunci o să primești din partea firmei un magnet cu logo-ul comunității. Ok. Hai să vedem aici unde trebuie parcat. Oh, fix aici. Ah, am înțeles, aici trebuie să arunc încărcătura în apă. Băi, ce tare, exact ca România. Cum arunci gunoiul la marginea, la marginea satului, știi? Pe câmp, aici o arunci în apă direct. Băi, deci super tare. Tipic românește. Ok. Afișare, continuare. Intrăm în joc un pic. Intrăm în cabină. 19.330 de kilometri. Intrăm pe hartă. Haideți să mergem. Să-mi aduceți aminte să-mi iau cana de cafea de aici, să nu o las. Că eu îmi iubesc ceașca. Paharul ăsta de unică folosință. Ție îți place fovul din oglinz? M-am învățat cu el. N-am, nu prea am folosit. Am încercat odată un alt fov, dar nu mi se părea foarte mari schimbări, chestii de genul. Am pe bune vorbind. Dacă știe Manu ce l-așteaptă acum, la cum trage. Da, un moment greu pentru el și pentru mine. De acum o să bipăi așa într-una. Te salut, Cătă. Are 400.
Opa, opa, cu un pic a derapat. Am descoperit Scania. Ok. Trebuia să dau pe administrare, dar nu nicio problemă. Îmbunătățire 180.000, precum am spus. Mamă, dar cum se numește orașul ăla care scrie sus acolo, la Croația? Asta o să vedem cât o să fie. Mă duc să-mi pun ghetuțele că vine moșul. Uite ce fain de unii. Bă, ești nebun? Am crezut că sunt în aer, că... Hai că-i dau o salvare aici. Băi, am zis salvare, ce dracu dau? Salvare. Și dăm aici. Și haideți acum. Oh, domn moș, mulțumesc frumos, te adoram. What? Să nu spui că nu pot să-l iau, că n-am făcut level încă. Streamline, uite, ăsta e. Configurație personalizată. Atât. 440, spuneați voi, euro 5 sau euro 6, care să-l iau? Ți-a dat 1.000.000? Că nu merge magnetul? Ok, euro 5. Ok. Ok, selectăm pe acesta. Acesta n-are retarder, numai acestea două au. Acesta care și GPS-ul. Acum mergem să facem camionul. Perfect. Perfect. N-am făcut paint-ul. În câți bani trebuie să mă încadrez? Preț inițial 175 și 250, ok. Așa e mai ieftin. Deci așa o să pun, 5.000. E diferență totuși, să nu uităm. Aici nu o să adaug chestii de genul. Bara antilovire. Ok, astea mai încolo dacă o să fie bani. O să alocăm de la bugetul local, dacă nu. Hai să vedem și aici, standard. Perfect. Hai să adăugăm cu Scania. Și aici la fel. Ia uitați-vă un pic ca să vedeți și voi cât de frumos se vede chestia asta. Ia uitați. Super tare. Ok. Hai să dăm înapoi, să putem învârti. 200. 216, 220 și... Ok. Și de-abia am început, ești nebun?
Ok. It's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Ok, adăugăm și bară, de ce nu cred? Uite, asta. Perfect până aici. Și asta e frumoasă tare. Ești nebun? 254. Dar nu mai îmi permit. Dacă adaug astea care le vreau aici. 257, 800 și. Deci. Vai. Ce am făcut aici? Dăm jos. Deci atât momentan. Deci mod sărăcie activat. Ești nebun? Atâta doar. Mai adăugam și asta, ești nebun. Că trebuie să mai bag și pe interior. Nu, mai frumos este așa. 252. 253. Mai adăugăm și o perdea. Ia uite cum se duc banii. Aici se pun altceva. 254. Să băgăm și măsuța. Da, momentan nu mai adaug. O să mă opresc oarecum aici, așa. 259, du-te încolo. Băi, frate. Perfect. Confirmare și cumpărare. Da. De ce nu-l bag? Pentru că nu mă atrage Dragoș. Eu am mai zis-o asta cu... cum se cheamă, cu modul de zăpadă. Să văd tot alb în fața ochilor e deprimant. Adică joc o dată, de două ori. Am timp de sărbători când stau în concediu să-l joc. Nu știu până la ce oră să fac live-ul. Ok. Deci aici clar trebuie îmbunătățit vederea. Să vedem aici cum putem face. Așa. Perfect. Eu zic că se vede bine așa, da? Ok. Dăm încă o salvare. Salvare. Perfect. Ieșim și ne generăm următoarea cursă. Ok, cursa cu numărul 15 trebuie să fie. Cursă
15, asta am terminat-o, 16. Da. Ok, mi-o livrești pe aceasta. Perfect. Și hai să intrăm înapoi pe multiplayer. Câți ani am? Te lăs să ghicești. Te salut, David. Mihai, mulțumesc frumos, te-ai abonat. Îmi cer scuze pentru black screen. Te salută, Zoltan. Liniște. Vine moșul. Mi-e pare, n-am parale în buzunare. Ce mă fac? 18. Mai pune 1 și mulțește cu 2. Ok. Perfect. Și să-i dăm încărcare. Păcat că n-am ajuns la level 15. Sincer, chiar vă spun, chiar îmi pare rău că nu n-am crescut. Eu mă așteptam să ajung la 15 deja. Dar să sperăm cu această cursă că o să reușesc să ajung unde mi-am propus. Ofertă curse, bursă transport. Îi dăm orașul. Și aceasta trebuie să fie Bușteni. Doamne ajută, bani de 100. Pauză de publicitate. Nu știi niște moduri? Niște moduri le știu, dar nu le știi tu. Ce întrebare asta dacă nu știi niște moduri? Știi? Cum te-am și întrebat eu, știi pe tine? Îmi știi vecinii sau îți cunoști vecinii aia de acolo, de lângă tine? De pe partea opusă? Știi? Are vreun sens? N-are niciun sens ceea ce am zis. Mamă, cum se aude. Mamă, cum se aude motorizarea. E diferența, tata, diferența. Opa, ce m-a aruncat acolo. Da, și să vezi că trebuia să intru pe partea cealaltă. Intrarea pe aici. Opa, frate, iar și-am uitat de dâmbul ăla. Uite. Bursă transport și remorca este Müller, da? Da, e remorca Müller. Schwetzen Müller, adică. Acum, perfect, să scoatem rotirea. Oh, perfect. Mă arată, nu arată bine. O să vedem pe traseu cum o să vadă și luminile. Oh, da, vede, vede. Perfect. Ce mișto se vede aia. Apus. Te salută, Sebi.
mă doare la vască. Ce model de Scania? Streamline, n-am. Da, n-am preferințe foarte mari. N-am place interiorul, ultimul interior ăla black, știi, ăla negru. Ăla mi se pare mult mai mișto. Bine pe aici. Ce aleg? Manu aleg. Ce mai bun DirectX 11 față de DirectX 9? Hai, e greu de explicat, colonel. Pentru plăcile video e mult mai bine să meargă pe DirectX 11 decât pe cel nou, înțelegi? Ca să înțelegi. Plus că se poate îmbunătăți grafica la un DirectX 11 mai ușor decât la un DirectX 9. Cumva cei de la SCS au și zis. Ei au ajuns la maximul cu DirectX 9, de asta trebuie să treacă pe 11. Pe scurt, corect, Julian. Pe scurt, 11 e the best în momentul de față pentru Eurotrack. Aici am altă problemă. Am pus și aici pilot automat și nu văd pe cât e setat. Hai să umblăm în bord. Să vedem, poate mi-afișează pe undeva. Uite aici, iată. Dar nu văd. Trebuie să-mi cobor volanul mai în jos ca să văd acolo pe cât e setat. Ok, o să o cobor. Momentan o să-l ridic eu, după bunul meu plac, că acolo chiar nu văd dacă l-am ridicat. Hai să vedem aici. 87, hai că-l dăm așa. N-a ridicat la 90. Tuta, oho. Numai că camionul nu trage așa de bine. Mă jur dacă nu. Aici e problemă și de camion. N-am film. Am 22 de tone, dacă nu mă știu, sau 24. 22 de tone de bușteni, ești nebun. Până acum mă plimbam numai cu flori de o tonă. Salut, Răzvan. Nu mai o stau peste program? De ce zici asta? A, restul de moderatori unde sunt? Dacă îl știu pe Skyler, da. Placă video care nu suportă. Frate, că mă uitam ce placă video ai. Eu am placă care nu suportă. Cum poți juca ATS dacă nu suportă? Păi merge, nu zic că nu merge. Cum ai ca să nu suporte DirectX 11? Ai pe bune? Ce placă video e aia? Chiar nu înțeleg cum vine asta. Motorul ăsta cred că o să crape până la urmă.
E prea solicitat. O, trebuia să virez pe acolo. Dacă am greșit, am greșit. Asta e, mi-o asum acum. Mă întoarce. Părăsesc live, o seară plăcută să ai. A, că e pe DirectX 9, da, da, merge și 11, stai liniștit. Și nu ne poate de activitate. Ok. Și dăm aici. Da, și am băgat cursa în Real. Nu, Race, asta e bine. Și am zis că dau o dată așa, de două ori, de trei ori, uite așa. Și pot să-l dau și un pic mai jos. Perfect, acum văd totul. Dăm pe radio, îi dăm să meargă așa. Lumile sunt aprinse, da. Dau de gard un pic, asta e. M-au derutat ăștia. Na, ce se faci, frate, așa e în Anglia. Mergi pe partea opusă. Puneți o pernă sub frunte. Am descoperit resurse umane. Legend, mulțumesc frumos și eu. Credeți-mă că și eu sunt obosit, astăzi am fost la muncă, azi am stat și cu fetița. E seara, e târziu. La mine, da, a venit cu o sticlă de cola la 300 de grame, frate, ești nebun, cât 300 de mililitri. Na, sărac moșoanul ăsta, dar nu-i problemă, frate. E important că a venit. Corect, Denis. De acum, noi trebuie să ne învățăm cu puțin. Să oferim noi mai mult la rândul nostru. Ce-a fost asta, frate? Zici că l-am călcat pe unul, ești nebun? Băi, frate, peste cine am dat?
Deci, Adrian, peste cine ai sărit acolo? Să nebunezi dacă nu l-ai călcat pe unul. Firea aia, dracu, tu să fii. Ești nebun, omor lumea cu zile. Doamne, dacă ai văzut așa ceva, omule bun. Dacă ai avea placă video aici ca non-stop. Am o fetiță, Cristea. Cristea, ți-am zis? Cristea, scuze-mă. Hai să-i dau cu fază lungă. Uite ce frumos se vede când îi dau fază lungă. Băi, ești nebun. Da, uitați-vă și voi cât de plăcut e. Punem pilotul. O, ce bine se vede aici atât. Nu mai trebuie GPS, vedeți? Lucrez numai din pilot automat. Te salută, Rise. Scania e Scania, da, și țară ce consum are Scania. Te crucești, frate. 50. A, ce zici? Scania e Scania, da. O găleată și jumate față de man care consuma 30. Corect, Daniel. La mulți ani tuturor de Sfântul Nicolae. Am destrăbătut toată Anglia asta până în Scoția acolo sau unde dracu ajung. După atâția ani ți-am învățat numele Rice. Ai în descriere, Cristian, placa video. Hai să schimbăm o leacă melodia. Da, joc din volan. Mai punem o leacă de muzică, să mai sară somnul. Să nu adormim aici atât. Stai să trag și microfonul ăsta mai ok. Trebuie să schimb bandă. Și oricum, la următorul popas o să intru pe Discord să vorbesc cu băieții, să văd ce mai zic și ei, ce mai fac. Să văd ce părere au ei de Scania, că au căpătat Scania înaintea mea. Cu câte un like, la ora asta nu prea mai intră în lumea, mai degrabă iasă de pe live. Deci mai greu cu like-urile de acum. Oricum le mulțumesc tuturor care au apăsat acel buton.
puțin, dar bun, știi? Clar, când te uiți la sfârșit și vezi că ai avut aproape sau ai 1000 de vizualizări și ai 200 de like-uri, îți dai seama cât de mult ești apreciat până la urmă din toți cei care au apăsat butonul. Din câți au fost și câți au apăsat. Stai până la final, până adormi, nu? Deci, vă dați seama ce frumos este să ai un singur garaj, să nu te poți teleporta. Tot timpul cursele au continuitate într-o parte în alta. Să nu uit să-i dau de lucru la șoferul meu. Băi, camionul ăsta ajunge la 100. Că e aproape la 100. Sau nu, e 95 acolo, cred că. Că eu am setat la 94. M-a dormit odată la volanul ETS2, Adrian, pe bune. N-am crezut că e posibil. Eu am ațipit, eu ațipeam de multe ori plecându-mi, recunosc. Tot Anglia trebuie să o străbat, Andrei, deci am de mers, oho. Dar prin... Stai să dau muzica mai încetul. Dar prin Anglia partea frumoasă este că autostrăzile sunt mult mai plăcute. Chiar dacă merg pe partea cealaltă, sunt mult mai line, curbele și așa mai departe, fără bariere, ceea ce e foarte tare. 440, că m-am luat după băieți, mi-au zis să-mi pun 440. Nu e tare puternic din punctul meu de vedere. Pentru 22 de tone trebuia minim 540, zic eu. Cum nu am luat curba? Opa, ce ai făcut, Adrian? Ai luat-o pe arătură. Te-ai auzit ceva de tractor și ce ai zis? Că merge și pe imaș, eh? Dar e cap tractor. Nu e tractor. De pe ce s-ar mai recomanda să iau promoduri? Andrei, promodul este harta, așa se numește, promod, și o găsești numai de pe un singur site, de pe promod.net. Restul modurilor le poți lua de pe ETS2.net, de pe Modland, de pe ETS2 World, de pe Workshop, de unde vrei. Mulțumesc că, uite, așa se vede mai bine în cabină, chiar pe cuvânt, chiar îmi place să am luminată cabina. Deja am făcut 330 de kilometri. Hai că e bine, deci vă dați seama, 330 de kilometri cu Scania. Încă mai am de făcut. Îi fac rodajul. Depinde ce moduri ai luat, Andrei, depinde ce versiune ai tu, dacă necesită DLC-uri, dar deodată ce spun că sunt compatibile, de obicei ori nu ai DLC-uri pentru dânsuși, de aia de incompatibil, cred, asta n-am încercat niciodată, pe de o parte, sau nu e compatibil cu versiunea jocului pe care o deții tu. Deci prima fază, versiunea modului cu cel la, cum se cheamă, versiunea jocului cu cel al modului.
Azi am instalat un open pipe pe bombă. Păi în trecut foloseam și eu pe single player prin versiunea de 1.36, dacă nu mă șel, 1.35, pe atunci foloseam într-una open pipe. Hopa, hopa că merga aiurea. Oh, Mickey, bună seara. Hai să trec pe banda asta, frate, că nu e bine să... Dar de fapt, de ce trec pe banda asta, că acum oricum... Ba nu, uite că e ok și așa. Am crezut că poate trebuie să fac la stânga, la dreapta și... Da, nu, e ok. Că e o intersecție, dar nu, e peco. Ok, Denis. Să nu adun la volan cu ei pe arătură, corect. Noroc pe aici sunt mai mulți parapeți. Nu cunosc Apex Pro, nu știu ce e ăla. Steel Series, apar n-am ce este. Poți să-mi spui, Rice, despre ce vorbești acolo? O tastatură? La 12 milioane. Acum, să fim sinceri, cine dracu dă pe o tastatură atâția bani? Pe bune, 12 milioane. Ce de mâncare, frate? Trebuie să scoată bacnote pe bandă rulantă, ești nebun? Să scoată banii. Numai de 100 de euro trebuie să scoată într-una, știi, timp de un an de zile. Ca să zici că a meritat. Are încălzire pisonă. Uite că la asta nu m-am gândit. E cu încălzire în scaun, nu? Și un pardoseală. Curăță cartofii. Ți face chipsuri. Ai văzut-o pe Emag? Aș fi tare curios să văd comentariile la tastatura aia. Să nu spui că e și resigilată. Merge cu pumnii de rigoare. Ar trebui să scrie singur, dar cred că asta și face. Altfel nu, nu știu, deci nu, nu rentează. Deci scrie ceea ce gândești tu. Are Kinect sau cum se cheamă chestia aia? Are și display și nu mint. Păi ar trebui să aibă și display. Și display port. Totuși, Rice, ia uite-te, citește cu atenție descrierea și spune-mi câte triduri și câte nuclee are tastatura. Și cât inci are display-ul.
camera foto nu cred că are mai mult de 20 de mega pe dânsa. La banii aia nu, n-are cum să aibă așa de mult. Băi frate, dar autostrada asta, ia uite-te și tot ce se întinde, ești nebun. Hai să vedem aici câți kilometri mai am. 1000. Mama mia, încă o oră de acum. Băi, ești nebun. 1000. Dar să știi că ții. Te salută, Tony. Dacă sunt de mult, de două ori. Să schimb banda, hai că o schimb. Mai ține mult noaptea asta? Da, e de bea ora 7, ești nebun. Ceea ce îmi place în Eurotrack, noaptea ține non-stop, ziua prea puțin. Acum să vedem o intersecție mai urâtă ca să unde trebuie să reduc de viteză încât să și o opresc. Să intru cu băieții pe Discord, să văd ce mai zic și ei. Văd că ultima cursă eu am făcut-o. Îmi spune că... A, 1500, frate, m-am gândit că am făcut cursa de 500 de kilometri. Unde dracu 500? Că eu am făcut 1000 și ceva, dar 1500 scrie. Da, cam singur de acum. Îl am pe Adrian în spatele meu. Trage greu, trage greu bușteni. Mă trag la vale, mă trag înapoi bușteni, mă trag la vale, însă. Chestia aia. Hai să trag un pic în peco ca să intru să mai vorbesc și eu cu băieții. Opa, ce viteză am trecut pe acolo, ești nebun. Moment, să-mi iau și eu ceva de băut din frigider. Dacă aș ști ce rece este băutura mea. Ok, hai să vedem acum. Bătrân, las-o. Bună seara. Descurci că e altfel cu ea mai în vârstă. Ce fac, exact. Băieții? Hai, salut. Mă rog. Uite, facem o Varșovie. Da? Eu sunt live, ca să știți. Și eu la fel. Ah, perfect. Nu mai am vârstă. Mai am vârstă că la fel. Aia am vârstă, ți-au luat? Bine, acum depinde. Aia tineri m-au iertat mine. Ei, aia tineri. Bună seara, bună seara, bună seara tuturor. Bună, bună.
Mamă, și... cum am băgat în druș. Băi, ce trec ăștia pe lângă mine? Băi, un convoi. Unde mă ești? Depășește un convoi sau depășește? M-a depășit un convoi. Băi, frate. Chiar băieți. Erai cu Scania. Da, da, am tras ca să pot să vin pe Discord. Și ca să vă pun o melodie. Yeah. Oh, unde cum a sunat, da. Refrenul e superb. Da, tu mai am băut un chitronat, mă dă-mi mă seama că altfel... Ce fuiști cam în urmă, vreo 10.000 de kilometri? Cine? Tutu. A, dar asta e o minciună. Nu, corect. Nu, eu tot timpul am făcut... Nu, dar vă spun și de ce. Nu am înregistrat cursele. Da? Da, ca să vă simțiți voi bine că sunteți înaintea mea. Deci nu vreau să vă demoralizez. Vă lăs să mergeți în față. Eu din spate culeg lemnele. Ce cade din remor? Chiar am o întrebare pentru posesorii de Scania. Ia uite. Vă rog, ascultă. Ce motorizare aveți? 580. 480. Acum la ora actuală sunt cu băieții pe Varșovia că Sorin e... Eu tot păstam, eu tot păstam. Bă, a ieșit curba, bă, ce vreți. Că Sorin se plictisea și am intrat cu alt profil să mai fac cu Varșovia cu ei. Da. Și a intrat unul care are carnet de profesionist. Și a făcut cu profil, nu? Păi da, bă, da, nu le încurc. Da, alt profil. Ce nu pot să fac realitate. Haide, Alex, calcă bacterația aia. Stai să fie zi, frate. A dat un semn foarte încăpățânat. What? What? Ce dracu am făcut, frate? Băi, frate. I-am dat damage? Băi, frate. 1-1-1. Băi, frate, ce am făcut, frate? Las că e mai bine așa. Ne-am văzut peste o lună? Perfect. I-am dat gotul Bastia, ești nebun? În loc să-i dau să schimb. Te salut, Dragoș. Dar ce a fost, mă, cu indicatorul? Nu știu, mă, a fost stricat indicatorul sau e ceva la port? Și l-am mai lovit indicatoare, dar s-au aplatizat, asta nu, m-a rămas drept. Să știi că și eu am dat de unul de genul. Mă, nene, uite, am făcut report la ăștia la promot. Fraților, aveam 97 la oră și la un moment dat, în jumatea drumului, 2 pomi. Wow. Te salut cu respect, Kilgan. Deci, daună totală la camion și la remorc. Frumos. Da, frate. Ia-ți mă colești, mă. Pe unde că era jumatea drumului? Deci am eroarea salvată pe poze pe asta. Eu... Cursa 17 parcă sau ceva de genul. Azi că am pus frână cam tare. Ce vreau să te întreb? Ai cerut și daune? No. Da, întreabă unul în comentarii la ăștia pe promot. Și că domnule, dar lipsa de explorare de hartă este tot bug? Corect. Bine punctat acolo. Dar asta să le zic că am terminat harta de 5 ori. Că e al 5-lea profil, dar i-am lăsat în pace să creadă ce vor. Dar ce-i cu zgomotul ăla de sticle pe acolo? Nu vă înțeleg, sunteți la volan sau unde? Petrece, ne-a Suceava petrecere. Da, a venit Nicolae pe la mine. Da? Da, păi mi-a dis o doză de cola. Și am schimbat-o. Uite-mă cum te-ai teleportat. Ce mai bă, mă? Cine, mă? Are lag. Tu. Sau autosave-ul. Da, și autosave-ul face lag. Dar tu mă uite, mă, mi-a pare că sunt la 330 de km în fața ta. 252 mi-a pare.
A, da. Lasă-mă mai ușor, mă, că-ți bag doi ghibli la roata acum, lasă-mă ușor. Hai, mă, că mă prind de urmă. Te prind de urmă la ei. La... Dacă te pun să... Să faci un test, nu faci. Ce test? În capul celălalt al Angliei, Andrei. Aia cursă și aia altă de 5.000 cu cisternă. Alea curse. 5.000? Da. Să... Zicem 4 ore? Da. E noroc. 4 ore, 4 ore și bani. Abia aștept. Aia chiar că e... Aia e la fel cu aia, cu Islanda. Nu. No. Dar nu, cu Islanda la început cu motorizarea aia mică a fost eroare. Ce mai bă, nene? Nu mai serpentine. A fost deci că... mi-a plăcut cel mai mult. Am în fața mea două manuri cu câte 400 de cai și eu cu Volvoacher meu de 750. Eu pe 99, ei au pilotul pe 97 și eu pe 99 și David mă țin după ei. El era pe 98 acum. Dar depinde și de încărcătură. Ce și încărcătură? Că e ce ești curs? Flori. Eu da să zic o prostie, că dă-mi drag cu banda lumânării. Și părere de Scania acum? După atâta mers cu Manu? Am căra, frate, fără cu Scania. Să știi cum e, o părere, știi? E panorama și aia până îi pui motor cel puțin 400 de jetai. Uite, eu de exemplu i-am fost pus pe man de 400 și ceva, 480 chiar. Și mergea prea rapid cu acea remorcă. Nu, era prea iute. Depinde acum de gusturi. E așa ceva prea rapid? Prea furios. Da, este, pentru că o scăpam rapid un 100. Aaaa. Că acceleram, și într-o dată îmi bip, păi, stai frate, până să pun frână, deja vedeam că e 100 în bord. Mi-ai auzit, bă, soieri, n-ai grijă. Deja e 440, mi-ai bip 40. Dar e lungă cursa asta pe Anglia. Da. Și următoarea e 3.500. Următoarea e de 3.500? Da. Hai să-mi bag. Unde ți-a fost capul? Nu știu, cam unde am făcut toate. La bani? Da, da, e o țeapă mare cu lemnele. Că e bani puțin. Da. Trebuia o cursă de asta lungă pusă la 5 acolo, să-i scapi. Din am scos uitat. Și de 100.000. Am studiat eu puțin traseul și astea încărcăturile și ADR-ul are cei mai mulți. Scuze, ADR-ul are cei mai mulți euro pe kilometru. Cine? ADR-ul, marfa ADR. Kerosene și diesel. A, dar le-ai spus la băieți să adauge după aceea ADR-urile. Da, am primat. Merge, Alexandru. După aceea... Că și eu am început să adaug la ADR-uri acum. După ADR? Eu vrei conducere economică să scadă consumul de la motorină. Hai că vă aștept să... Hai să repacte de depășit. Sper să nu mă speri. Să mi-au luat încet degetul. Dar Romeo,
La ce curs a ajuns? Dar nu că de-aia mare. Nu, nu. Nu știu că nu, nu sunt cu numerele astea, habar n-am, nu știu. Eu doar tot fac kilometri, în rest nu știu. Sincer, 20 ceva, habar n-am. Se pare că ești la ultima sau penultima cu... cu ulei. Nu le mai țin socoteala. Da, e la lemne încă? Da, e la ultima secundă. Mă rugăm să trăiești. Curița ta cât mai e 70. Ce mă, iar te... pe tine? Ai care e consumul bun totuși. Vreau 35. Voi ce consum aveți pe Scania? 42,8 ceva gen. 46,5 litri la 100 de kilometri la mine. La motor de 580. Cred că trebuie să vă scade salariul. Stai să vezi când pleci după locul Scania care e ăla... 200? Da, 190, nu... 190, 180, 200, da. Știu. I-am adăugat un dispozitiv. Motor dispozitiv secret. Motor de sărătie. Da. Dacă îți spuneam... A rămas. Că-mi pămană ăla. Na, la mine l-am adăugat aici, iată. E clema... E clema de la rufe. La mine bipă e pe ăsta, pe atenționarea de la tragul că depășesc viteză. Limita de viteză. Nu mai departe. Măi, după mine, acum, cel mai simplu să faci curse pe Truxbook, ca să le faci rapid și ca lumea, după mine e pe Anglia. Pe cuvânt, cât am mers pe aici atât, se mișcă super tare. Deci nu-mi vine a crede cât de mișto se mișcă. Ia de aici. Dacă te proiectare am pe Volvache. S-a făcut zi? Mi-a salutat unul și i-am dat și noi flash. Și i-am dat și eu flash. S-a făcut zi când am apăsat pe fază, nu? I-am dat tu și după aia s-a făcut. Ce ai făcut? Mă uitam... Da, la un... Citeam un comentariu, opa! Bine, e comentariu, povesti. Bă, mă, să-ți meargă netul bine, stai din și pe tine, meargă netul bine. Ai mai exersat parcarea cu spatele? Și-am ajuns în Scoție. Ne-am ajuns în Scoție. Ia să fac eu lumină, să văd Scoția, că mie îmi place Scoția. Băi, ce fac aici? Dar m-a lăsat Adrian, gata. A dormit la volan, cred că. American Track nu o să joc pe live. Nu prea am atracție acum cu americanul, recunosc legendă. La câtă treabă avem noi aici? Da. Pe cuvânt. Acum cred că o să joc numai Euro Track în ultimul timp. Mai trebuie să joc și... cum se cheamă? 5M.
Și în afara live-ului mai joc pe PUBG Mobile acum. Te cred, Adriane. Aici trebuie. Stai bine aici. Stai. Gata, dai cu spate. Bine aici. Ai tras dacă... Ia uite unde s-a dus. Te-ai dus la... Așa mi-a pare pe cartă. Meseriașule. Aia tu vine în același loc. Nu, eu făceam stânga, că am văzut. Mamă, ce mișto se vede cerul, nu vinde, ești nebun. Super mișto. Se vede ceva? Nu colegia, nu? Ba nu. Nu e? Nu. De ce? Nu știu, legendă. Chiar nu știu despre ce vorbești. Hai să trecem mai departe unde a rămas. Dai! Hai sănătate. Da, Ion. Ia să faci de mine. Cursa 20. Hai, v-am 10, eu sunt la 16. Da. Ne auzim. Ciao. Ciao, noapte bună. Noapte bună. Uite, bă, că nu este din joc și nu vă spate. Vă salută moldoveanul pe toți. Și noi. Salut, salut. Ok, colonel. Te salut, Gabriel. Ia să vedem. Oho, încă 1600 de kilometri. De la Sorin se știe, fără număr, fără număr, dedicație pentru unchiul mare. Se va adăuga, dar nu știu exact când și cum. Mamă, la camionul ăsta se-i placă Peco. Oho. Să nu pui punte 6x4. O lași 4x2, da. Că 1300 de litri rezervorul. Nu, nu am rezervorul mare, nu umblu cu clasicul, știi? Da, da, să nu pui mai mare. Nu, nu, nu. Eu țin pentru rezervor oricum, oricum nu duce în gabarit depășit de alea. Ca să-mi trebuiască, știi? Tracțiune. A, SnowRunner? Păi o să mai joc SnowRunner. Am făcut live-uri cu el. Dacă am declarații pe aici, n-am nevoie, Mariane. Te salut, te salut. 2000 de kilometri. Cum se cheamă canalul de YouTube a prietenului tău? Trică. Scania, da, am jucat. Nu mai am motorină. Da, jocul e super mișto. Păcat că lumea nu-l ador așa de mult. E, păi nu toată lumea știe. Ce, eu sunt un YouTuber de succes și cu Lățuca, ne-a Suceava, n-ai să vezi. Care am an de... Spune. Ai... Na, tu ai an de vechime? Da, 3 ani jumate. Eu cu 3 ani jumate mă jucam cu puța țărână. Și eu te filmam. Făceam, adunam like-uri și abonați.
aici. Haide, mă. Așa. Ce la becu. Ok, m-aș ia și pe partea asta la altă, că am stat așa pe o parte, acum mai stau și partea cealaltă, să n-amorțesc complet, știi? Dacă e să mă doară, să mă doară numai o bucă. Nu am în două. Uite așa, mai bine. Si, știi ce poți să faci asta ceva? Îl pui pe pilot. Da, e pe pilot. Când ai un drum drept așa, știi? Te ridici după scaun, faci și două, trei genoflexiuni. Două, trei flotări și haie! Da, să știi. Ce păcat e la Lyon. Mulțumesc frumos, Alex, te-ai abonat. Câți euro-i suge asta? Deci o aveam goală. Îți spun cât costă așa aproximativ pe Franța un plec de Scania? Da, după aceea să-mi spui cât mă ajunge și pe Anglia. 1747 de euro. 1230 de litri. Mai aveam 70 de litri. Adu-mi aminte că am uitat ce vreau să fac. Să faci plin. Am făcut. Ia uite-l ăla cum circulă, băi, ești nebun. Se crede în Europa. Eu accelerez din pilot automat de acum. Păi cam așa se lucrează cu pilot automat. Frumos tare pe multiplayer. Aici nu prea, prin zona asta, că nu prea sunt playeri. Dacă e să merg la Kirkenes, acolo da. Le e frică de Anglia. Nu, că pe aici am dat de player. Chiar curios că am dat de atâta player la un loc. Da, corect, Andrei. Încă n-a aflat. Nu i-a zis nimeni. Denis, să rămână amon, să trăiești la tine. Auzi. Oh, l-am player pe lângă mine, nu merge. Când nu o să mai am player pe lângă mine, 10 clasoane pentru tine. Să nu mă răstur. M-a dus aminte. Vezi că am modificat puțin ordinea la curse. De ce? Că am avut și eu aceeași problemă care o avea Romeo mai de dimineață, să zic așa. Corașul ăla? Da, da, da. Și am șters-o și am dat-o din nou. Ok. Trebuie. Deci cursa aia era cu năbădăi. Orașul. Am văzut. Da, da, da. Și ai schimbat orașul? Da, e ăla. Da, 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 e bine. Deci ungurii nu vor să facă bani aici, nu vrea să cărămargă pentru ei. Sau au ceva cu românii? Păi, cam asta am zis așa, dar hai mai așa, mai cu sustachi. Andrei, salut! Frate, dar nu prea frânează retarderul pe asta, mă. Păi de-ai pus transmisie de-aia deșteaptă? Da, cea mai deșteaptă. La mine a frânat, adică n-am mai preocupat acum. Frânează, dar nu la fel ca pe man. Pe man, oho! Rupea. Păi de mine, mă, toată cu remorca goală, mă, cu manul. Da, și asta e drept.
Asta e un tip de te împingă de la spate 24 de tone, păleau. Bine ai venit, Andrei. Cale Duisburg, nu. Ai puține FPS-uri pe noapte? Mi se pare că pe noapte ar merge mai corect decât pe zi. Se văd mai puține detalii. Cum se numește canalul prietenului tău? Trică. Să știu ce componente să cumpăr. Uite-te în descriere. Și asta e drept, Mariane. Da, de la lumini. Wow, am uitat că aici pe curata sunt bariere, vă frățică. Da, o să evităm Franța. Eu aș vrea să merg pe macină. Hai mă, că aici pe Franța sunt alea autopasuri dintre alea care dacă mergi cu 30 nu trebuie să frânezi. Opa, opa. Stai că mi-am ridicat și eu microfonul. Că m-a enervat tot așa într-o laterală. Stai deasupra. Pup eu la tine, Cristian. Da, face diferența. Se încarcă mult mai repede. Stai liniștit, Moldovene. Plăcerea e de partea mea. Mai nu depășiți, am pus-o 97 la 98, gata, îngheață. Cred că ai defect retarderul, boss. Hai să zic un pont tare la Scania, cu lemnele astea după aia, să răstoarnă al dracu de ușor. Îmi dați seama că face balans. Până m-am obișnuit să o conduc, crede-mă că am făcut astăzi toată ziua, cursă de aia care o faci tu acum, am făcut-o în 5 ore. Am încărcat salvarea, cred că de 10 ori. Încărcă salvarea din urmă. Păi dacă mă tăteam cu roțile în sus. Cum n-ai, bă? Eu învățat că la manul meu să-i dau bice. Dar și eu îi dau bice la asta. Stai liniștit, nu cruți. Nu știu. Mie mi se pare că stă cu, cel puțin cu încărcătura care o avem noi acum, stă foarte, foarte, foarte prost cu aderența. Mie mi se pare că se mișcă foarte bine. Ceea ce e drept, am simțit balansul. De vreo două curbe l-am simțit urât de tot.
Eu am învățat acum când astea, lipiciurile astea care le-am eu, vă parvesc că să înclin așa la vreo 45 de grade, știu cum o dau cu curul în sus. Marian, aici sunt pe promod, nu pe harta de fapt. Acum, de fapt și de drept, eu acum sunt în Scoția, nu mai sunt în Anglia. Dar, na, în joc spune că sunt în Regatul Unit, care este inclus și Scoția. Mamă, m-am gândit la o combinație super tare. Ai idee, ai idee pe unde este fabrica de la Volvo? Da. Ultima cursă cu Suedia. Ultima cursă Coping, în Coping, pe acolo trebuie să uiți. Mă gândeam că ultima cursă cu Scania să avem Volvo, mă, să ne cumpărăm Volvo-ul nostru, să nu mai plătim transport. Da, și să ducem numai camioane. Ultima cursă cu Scania, aule, cumva le schimbăm ordine. Găsim o chichiță acolo să mă uit puțin pe hard. Ar fi super tare. Nu te-ai încălzit. Da, indiferent. Dar am putea ține cont pe viitor, știi, cum ar veni la Volvo să cadă. Nu mai remunci de genul. Da? Dar este și pentru DAF. Din câte știu, parcă este și DAF. Scania, știu că e Scania și Volvo. Nu, nu, mai sunt camioane. Sincer, n-am văzut. Dar ar fi mișto să putem să le cărăm pe toate. Să facem un fel de distribuție de camioane. Dacă nu-i DAF, înseamnă că e, mai este. Oricum, pe lângă Volvo și Scania, parcă mai este încă una. Dar nu știu care e aia. Trebuie să vedem. Da. E la Trac, acolo le găsește. Iveco, dar sunt dubițe de alea mici. Gotemort? Uite, Gotemort DAF e. Deci trebuie să fie și DAF ca încărcătură. Aud încetul sau acum mă aud bine? Se cunoaște că ai îndepărtat microfonul sau că ai schimbat poziția, că ai și un pic de eco. Da? Mm-hmm. Dacă mă aud bine? La fel. Da, acum? Acum e perfect. Ca înainte. Da? Da. Dai că-l dau într-o lateral complet. Acum e perfect. Se pun pilotul. Foarte bine faci, foarte bine faci. Nu știu. Nu știu ce planuri o să fac în sărbători, aș vrea să fac 24 nu, dar 12 da. 24 e... Am deja vreo 14 ore de căsat la calculator și mi-adorme ochii înainte de tot. Dar nu rezici 24. 12 da. Că încep de cum te-ai trezit, știi, și altceva. Sunt și de-alea cu pauză între ele, știi? Pauză de o jumătate de oră, la vreo 3 ore, 3-4 ore, 10 minute așa, pauză 10 minute la 3-4 ore de joacă și poți să te duci la 24, dar trebuie să fii foarte odihnit.
Mă poate ajuta și pe mine cineva cu un răspuns de ce nu mai pot să pun punct pe mapă. GPS-ul. La asta te referi, Laurențiu? Păi cred că la asta, da. Păi dă-i resetare navigație. Poate s-a blocat navigația. Acum ceva ani, credem că nu știam că treceau 15-20 de ore la calculator. Da, bine, înainte de un live de asta, foarte multe ore trebuie să-mi iau o pereche de ochelari dintre aia de birou. De ce? Da, deja, uite, au 14 ore aproape și îmi fuge ochii. Și e monitorul prea puternic. Monitorul, cel puțin ăsta care l-am acum, e prea puternic. Pentru distanța mea față de el e prea puternic. Am înțeles acum. Cu celelalte monitoare nu mi-o boseau ochii așa rău, dar ăsta... Laurențiu merge acum, asta vrei să spui? Uite mă, la cursa care ne-a Ovidul, asta sunt eu acum, sunt Nea Romeo. Deci l-am prins de urmă pe Nea Romeo la curse. Spune-mi, te rog, că sunt la Tanabru, de ce următoarea e de la... din altă parte, Usochi sau ceva de genul, e tot pe apropiere sau ce e asta? Către Catania? Da, dacă nu au punct de încărcare, Tanabru. Ok. Ne-am încercat să dăm orașe mici, no-name-uri prin care sunt făcute de promot, știi? Da, da, da. Și asta ar fi ultima cu logs, cu lemne. Și după aia o ai pe aia, mi se pare pe aia șmecher. După care începe cu diesel, văd. Da, știi, s-ar putea ca asta care o face acum să o scarci în Catania. Exact, în Catania scrie aici, da. E, și după aia din Catania la Balamuc. Și din Catania la... la capitolul. De ce? Păi văd că dă Franța aici. Ia, e o regiune de-asta franceză? Cum să fie la capătul lumii? Da, e în capătul Franței, e la Anglia, e o peninsulă. Ai destrăbătut toată harta aproape. Că are o insulă acolo, știi? Între Anglia și Franța este o insulă. Și am ales-o pe aia, că acolo n-am fost niciodată, nici eu. Și am zis că, uite, să punem și curse de genul, știi? Că așa explorăm harta și zonele de genul. Sunt curios câți kilometri vor avea harta promosă cu 100% sau 90%, că 100% nu merge, că mai sunt puncte unde trebuie să te mai învârți prin oraș și să le cercetezi pe toate, le descoperi pe toate. Uite că am terminat-o și pe asta. Ai și ajuns la destinație? Da. Mamă, păi te-ai mișcat bine, mă, nene. A, dar ai avut doar 1500, mă, asta acum următoarea e... grea tare. După joci fese nu Tony. Level lui trecă înainte față de al tău. Catania e în Italia. Da, dar din Catania el trebuie să plece în Franța. E bine da. Că avem în direct și reluare. Nu că eu am delay pus din tu. Pentru calitate. Da, știu. Da, eu aici o să mă opresc. Vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost și ați rezistat alături de mine. Eu sper să ne vedem tot astăzi cu un nou live. Până atunci, noapte bună. V-am pupat, pa, pa. Ciao, ciao.